Fluidizarea circulației și mai ales disciplinarea traficului rutier rămân o prioritate pentru municipalitate. Primarul Tudor Pendiuc face apel la proprietarii mașinilor abandonate fie să le ridice de pe domeniul public, ori să le îngrijească în mod corespunzător. Am dispus săptămâna aceasta o nouă acțiune care se alătură celor foarte numeroase care au fost până acum de avertizare și ridicare a autoturismelor abandonate din cartele municipiului Pitești. Trebuie să vă spun că este o procedură, este legală, o procedură însă destul de anevoioasă și greoaie. Însă noi preferăm acelei proceduri una, să spunem, mai practică, mai concretă, și anume identificarea proprietarului autoturismului respectiv, luarea legăturii cu dumnealui, îi explicăm despre ce este vorba. Și vreau să spun că în foarte multe situații acel disconfort s-a eliminat, deci cetățeanul respectiv fie și-a ridicat autoturismul, fie și l-a îngrijit, fiindcă foarte mulți spun, domnule, dacă nu-l mai folosesc, că n-am benzină, sunt mulți pensionari și l-a lăsat așa. Și atunci și l-a luat, l-a mai rulat, a eliminat din el acele resturi care îl făceau să fie un depozit și lucrurile au intrat în normal. Însă mai sunt încă autoturisme și i-aș ruga pe cetățenii care le observă să ne sesizeze la 9-4 existența lor pentru a merge să vedem ce se întâmplă. Edilul șef le atrage atenția și agenților economici care își desfășoară activitatea în domeniul transportului public. Firmele ale căror autobuze și microbuze sunt depistate parcate neregulamentar vor fi amendate. O altă problemă pe care la fel o reluăm este cea a parcării autovehiculelor mari și anume microbuzelor și autobuzelor în cartierele municipiului. Este clar că, și spune și în lege, autoturismul, automobilul, mijlocul de transport trebuie să fie parcat la sediul societății comerciale respective. Îi vom avertiza, punem în vedere dacă nu sigur se aplică sancțiuni, se aplică amenzi. Aceasta fiindcă încă nu sunt locuri suficiente de parcări în cartierele municipiului Pitești.